A fost un an bogat în rezultate pentru sportivii legitimați la Budo Karate Slatina. Titluri naționale, dar și internaționale au fost obținute de elevii lui Romeo Costică. La ultimul antrenament din acest an, karatiștii au primit vizita unor oameni politici din județul Olt. Sunt politicienii care au sponsorizat participarea sportivilor de la Budo Karate la campionatul european din Slovenia. Cu toții s-au arătat impresionați de prestația micuților karatiști. Este pentru prima dată când particip la o asemenea demonstrație. Și mai ales sunt emoționat chiar după ce am intrat în sală și am văzut modul cum s-au prezentat. Când am auzit ce rezultate au obținut, atunci am zis că nu va fi ultimul gest de asemenea gen. Iar astăzi va veni Moș Crăciun. Da. Pentru faptul că au obținut rezultate bune, pentru faptul că au avut un comportament modest și așa cum sunt sportivii, am zis că ar fi foarte frumos să vină moșul și la ei. E un spectacol extraordinar și când ne uităm la faptul că copiii nu stau cu tableta în mână și vin într-o sală și practică o astfel de ramură sportivă care îi disciplinează, care le dezvoltă calități, caracter, nu pot să rămâi decât foarte încântat. În semn de mulțumire, vizitatorii au primit din partea clubului slătinean cadouri simbolice. Mulțumim domnilor de la ALDE, care împreună cu domnul Niță și doamna Iotu au venit la acest antrenament, un antrenament care se va sfârși cu un brad de Crăciun, acolo unde dumnealor, din propria inițiativă, au dorit să dea câteva punguțe copiilor ca și semn de mulțumire și de susținere în activitățile competiționale. Membrii ALDE au promis că vor fi alături de sportivii de la Budo Karate Slatina și anul viitor.